cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Autoritatea Creatorului nu este constrânsă de timp, spațiu sau geografie, și autoritatea Creatorului este inestimabilă. Să ne uităm la Geneză 22:17-18. Acesta este un alt pasaj rostit de Iahve Dumnezeu, în care El îi spune lui Avram: Te voi binecuvânta cu adevărat și îți voi înmulți foarte mult urmașii, cât stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării. Urmașii tăi vor pune stăpânire pe cetățile dușmanilor lor, iar prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că m-ai ascultat. Iahve Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram de multe ori cu faptul că urmașii lui se vor înmulți. Și se vor înmulți în ce măsură? În măsura rostită în Scriptură, ca stelele cerurilor și ca nisipul de la țărmul mării. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a dorit să-i dăruiască lui Avram progenituri la fel de numeroase ca stelele cerurilor și la fel de îmbelșugate ca nisipul de la țărmul mării. Dumnezeu a grăit folosind imagistica, și din această imagistică nu este greu de văzut că Dumnezeu nu va dărui unul, doi sau chiar 1000 de urmași lui Avram, ci nenumărați urmași, destul cât să devină o multitudine de popoare, pentru că Dumnezeu i-a promis lui Avram că el va fi părintele multor popoare. Și a fost acel număr decis de om sau de Dumnezeu? Poate omul controla câți urmași are? Ține de el? Nu ține de om, nici măcar dacă are câțiva, fără să mai vorbim de atât de mulți ca stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării. Cine nu vrea ca urmașii săi să fie mai numeroși decât stelele? Din păcate, nu se întâmplă mereu cum dorești. Indiferent de cât de talentat sau capabil este un om, nu ține de el. Nimeni nu poate fi în afara a ceea ce Dumnezeu a statornicit. Cât de mult ți-a îngăduit el, atât de mult vei avea. Dacă Dumnezeu îți dă puțin, atunci niciodată nu vei avea mult. Dacă Dumnezeu îți dă mult, nu are rost să fii supărat de cât ai. Nu așa stau lucrurile. Toate acestea țin de Dumnezeu, nu de om. Omul este condus de Dumnezeu și nimeni nu este exceptat. Când Dumnezeu a zis și îți voi înmulți foarte mult urmașii, acesta a fost un legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram. Și la fel ca legământul curcubeului, va fi înfăptuit pentru eternitate și a fost totodată și o promisiune a lui Dumnezeu către Avram. Doar Dumnezeu este calificat și capabil să facă o asemenea promisiune să devină realitate. Indiferent dacă omul o crede sau nu, indiferent dacă omul o acceptă sau nu, și indiferent de cum o privește omul și cum o consideră, toate acestea vor fi împlinite până la ultimul detaliu, conform cuvintelor rostite de Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu nu vor fi modificate datorită schimbărilor din voia sau concepțiile omului și nu vor fi modificate datorită schimbărilor niciunei persoane, lucru sau obiect. Toate lucrurile pot dispărea, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne pentru totdeauna. Ba dimpotrivă, ziua în care toate lucrurile vor dispărea este exact ziua în care cuvintele lui Dumnezeu vor fi complet împlinite, pentru că El este Creatorul. El posedă autoritatea și puterea Creatorului și El controlează toate lucrurile și toată forța vitală. El e capabil să cauzeze ceva să iasă din nimic sau să facă din ceva nimic
și El controlează transformările tuturor lucrurilor din vii în moarte. Așa că pentru Dumnezeu nimic nu putea fi mai ușor decât să înmulțească sămânța cuiva. Asta sună fantastic pentru om ca un bazm, dar pentru Dumnezeu ceea ce El decide să facă și ce promite să facă nu este nici fantastic, nici un bazm. În schimb, este un fapt pe care Dumnezeu deja l-a văzut și care sigur va fi realizat. Apreciați acest lucru? Au dovedit faptele că urmașii lui Avram au fost numeroși? Și cât de numeroși? La fel de numeroși precum stelele cerului și cât nisipul de pe țărmul mării, de care a zis Dumnezeu? S-au răspândit prin toate popoarele și regiunile în fiecare loc de pe lume? Și ce a înfăptuit acest lucru? A fost realizat acest lucru prin autoritatea cuvintelor lui Dumnezeu? Vreme de câteva sute sau mii de ani după ce cuvintele lui Dumnezeu au fost rostite, acestea au continuat să se împlinească și au devenit permanent fapte. Aceasta este tăria cuvintelor lui Dumnezeu și dovada autorității lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat toate lucrurile la început, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Asta s-a întâmplat foarte repede. A fost împlinit într-un timp foarte scurt și nu a fost nicio întârziere pentru realizarea și împlinirea acestui lucru. Efectele cuvintelor lui Dumnezeu au fost imediate. Ambele au fost o etalare a autorității lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram, El a permis omului să vadă o altă parte a esenței autorității lui Dumnezeu și a permis omului să vadă caracterul inestimabil al autorității Creatorului. Și mai mult decât atât, a permis omului să vadă o parte mai concretă, mai minunată a autorității Creatorului. Odată ce cuvintele lui Dumnezeu sunt rostite, autoritatea lui Dumnezeu preia comanda acestei lucrări și faptul promis de gura lui Dumnezeu începe treptat să devină realitate. În toate lucrurile, schimbările încep să apară în tot ca rezultat. Cam la fel cum la venirea primăverii, iarba înverzește, florile înfloresc, mugurii înmuguresc din copaci, păsările încep să cânte, gâștele se întorc și câmpurile forfotesc de oameni. Cu venirea primăverii, toate lucrurile sunt reîntinerite și aceasta este fapta miraculoasă a Creatorului. Când Dumnezeu își îndeplinește promisiunile, toate lucrurile din ceruri și de pe pământ se reînnoiesc și se schimbă conform gândurilor lui Dumnezeu. Și nimeni nu este exceptat. Când o făgăduială sau o promisiune este rostită din gura lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează pentru împlinirea ei. Sunt manevrate pentru împlinirea ei și toate creaturile sunt dirijate și aranjate sub stăpânirea Creatorului. Își joacă rolul specific și servesc funcția specifică. Aceasta este manifestarea autorității Creatorului. Ce vezi în asta? Cum cunoști autoritatea lui Dumnezeu? Este vreo limită în autoritatea lui Dumnezeu? Există o limită de timp? Se poate spune că are o anumită înălțime sau o anumită durată? Se poate spune că are o anumită dimensiune sau forță? Poate fi măsurată cu măsura omului? Autoritatea lui Dumnezeu nu pâlpâie, nu vine și pleacă și nu există nimeni care să poată măsura cât de măreață este autoritatea sa. Indiferent de cât de mult timp trece, când Dumnezeu binecuvântează o persoană, acea binecuvântare va continua
și continuarea sa va purta mărturie inestimabile autorității lui Dumnezeu și va permite omenirii să vadă, iar și iar, reapariția inepuizabilei forțe vitale a Creatorului. Fiecare etalare a autorității sale este demonstrația perfectă a cuvintelor din gura sa și este demonstrată tuturor lucrurilor și omenirii. Mai mult, tot ceea ce realizează autoritatea sa este minunat dincolo de orice comparație și este absolut fără cusur. Se poate spune că gândurile sale, cuvintele sale, autoritatea sa și toată lucrarea pe care el o împlinește sunt toate un tablou incomparabil de frumos. Și pentru făpturi, limbajul omenirii este incapabil să articuleze semnificația și valoarea acestuia. Când Dumnezeu face o promisiune unei persoane, indiferent că este vorba de unde ar locui sau ce ar face, de trecutul său înainte sau după ce a primit promisiunea sau de cât de mari au fost prefacerile în mediul său înconjurător, toate acestea îi sunt familiare lui Dumnezeu ca palma mâinii sale. Nu contează cât timp trece după ce au fost rostite cuvintele lui Dumnezeu. Pentru el este ca și cum cuvintele abia au fost rostite, ceea ce înseamnă că Dumnezeu are puterea și are o asemenea autoritate încât poate ține evidența, poate controla și realiza fiecare promisiune pe care o face omenirii și, indiferent de care este acea promisiune, indiferent de cât durează pentru a fi complet îndeplinită și, mai mult, indiferent cât de mare este întinderea pe care îndeplinirea sa o va atinge, de exemplu timpul, geografia sau rasa și așa mai departe, această promisiune va fi îndeplinită, realizată și mai mult, îndeplinirea și realizarea acesteia nu va cere nici cel mai mic efort din partea lui. Și ce dovedește asta? Că întinderea autorității și puterii lui Dumnezeu este suficientă încât să controleze tot universul și toată omenirea. Dumnezeu a făcut lumina, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu gestionează doar lumina sau că gestionează doar apa, deoarece El a făcut apa și că toate celelalte nu au legătură cu Dumnezeu. Nu este aceasta o înțelegere greșită? Chiar dacă binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui Avram a pălit treptat din memoria omului după câteva sute de ani, pentru Dumnezeu această promisiune a rămas aceeași. Era încă în procesul de împlinire și nu s-a oprit niciodată. Omul nu a știut sau auzit niciodată cum Dumnezeu și-a exercitat autoritatea, cum toate lucrurile au fost orchestrate și aranjate și cât de multe povestiri minunate au apărut printre toate lucrurile creației lui Dumnezeu în timpul acesta. Dar fiecare parte minunată a manifestării autorității lui Dumnezeu și fiecare parte minunată din dezvăluirea faptelor sale a fost transmisă și preamărită printre toate lucrurile. Toate lucrurile au fost făcute publice și au vorbit despre faptele miraculoase ale Creatorului și fiecare poveste mult spusă despre suveranitatea Creatorului peste toate lucrurile va fi proclamată de acestea pentru totdeauna. Autoritatea prin care Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile și puterea lui Dumnezeu arată tuturor lucrurilor că Dumnezeu este prezent peste tot și tot timpul. Când o să fii martor la ubicuitatea autorității și puterii lui Dumnezeu, ai să vezi că Dumnezeu este prezent peste tot și tot timpul. Autoritatea și puterea lui Dumnezeu nu sunt constrânse de timp, geografie, spațiu sau de orice persoană, materie sau lucru. Lărgimea autorității și puterii lui Dumnezeu depășește imaginația omului. Este
insondabilă pentru om, de neimaginat pentru om și nu va fi niciodată complet cunoscută de om.